Nu ne place geamurile, tabla e stricată, băncile, mersi că le-am schimbat, pentru că erau foarte stricate. Afară că sunt chiar aia. Mai trebuie mai făcut, mai trebuie aranjat, mai trebuie de lucru. Copiii nu au la dispoziție apă curentă, iar toaletele sunt în curte. Profesorii nu au dulapuri în care să-și pună catalogele, iar zugravii nu au terminat reparațiile în cancelarie. Da, e un pic greu, că acum nu avem unde să depozităm materialele, catalogii și așa. Față de alte școli, trebuie să înțelegem că e un șantier. Deocamdată lipsesc multi și căutăm să li găsim. Am început când s-a luat vacanță, ca să putem lucra. Dacă am făcut o comandă de tablă la Vasiuan și mi-a întârziat vreo 4 săptămâni. Anul ăsta n-am avut bani decât pentru acoperiș. Edilul susține că în câteva săptămâni interiorul școlii va fi gata. Exteriorul trebuie să aștepte însă până anul viitor și asta pentru că primăria nu mai are bani în bugetul pe anul în curs.